Astronomii vor să schimbe definiția planetelor. Acest lucru vine la aproape două decenii după ce o schimbare anterioară a dus la retrogradarea lui Pluto. Noua definiție ar include criterii măsurabile, inclusiv considerente legate de masa planetei, și ar menține statutul de planetă pitică al lui Pluto. În prezent, Uniunea Astronomică Internațională definește o planetă drept un corp ceresc care are trei caracteristici. Orbitează în jurul Soarelui, este suficient de mare pentru ca gravitația să-l modeleze într-o formă rotundă și a curățat calea de obiectele mai mici din jurul orbitei sale, cu excepția lunilor și a altor sateliți. Problema din trecut a fost că aveam cuvântul planetă, dar nu aveam o definiție cantitativă a acesteia, a spus un astronom de la Universitatea British Columbia din Canada, care împreună cu colegii săi a propus să se schimbe definiția planetelor. Fără un punct de referință cantitativ, definiția planetelor folosită în prezent întâmpină multe probleme. Criteriile sunt vagi. Nu este clar cât de mari trebuie să fie aceste corpuri sau cât de clare trebuie să fie orbitele lor pentru a fi considerate planete. De exemplu, Pământul și Jupiter au asteroizi care le traversează regulat orbitele, ridicând întrebarea dacă aceste planete au cu adevărat căi orbitale clare. Actuala definiție nu ia în considerare nici obiectele care orbitează alte stele decât Soarele, cum ar fi cele peste 5500 de exoplanete detectate dincolo de sistemul nostru solar. Dar cel mai problematic de departe este criteriul rotunjimii, a spus un alt astronom. Astronomii au argumentat că abilitatea de a curăța căile orbitale, cunoscută sub numele de dominație dinamică, poate fi determinată de masa planetei. De exemplu, masa fiecăreia dintre cele 8 planete, Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun, este cu cel puțin 3 ordine de mărime mai mare decât a planetelor pitice, care nu sunt dinamic dominante. Dominația dinamică stabilește de asemenea o limită inferioară de masă pentru ceea ce se califică drept planetă. Asta înseamnă că Pluto nu se va califica drept planetă nici conform noii definiții.